În psalmul 34, David, într-un moment nefavorabil, spunea: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Poate că nu toți sunteți într-o situație foarte bună, poate nu e sănătatea perfectă, poate cu copilași mai bolnavi, poate probleme materiale, dar spune în continuare aici, versetul 3, înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Cei întristați, cei bucuroși, să vă dea Domnul har tuturor. Undeva în Italia este o biserică cu trei uși de acces, una are gravat un trandafir și intră pe ea cei care sunt bucuroși, care n-au probleme. Alta are gravată pe ea o cruce și intră pe ușa aia cei necăjiți. Și ies toți pe ușa centrală pe care scrie: este important numai ceea ce este veșnic. Așa că în orice împrejurare am fi, să binecuvântăm pe Domnul că va fi cu noi și aici și ne pregătește Sfântă Împărăția Lui. Domnul să vă dea har și aici și pentru vecii vecilor. Amin. Vă rog să mă îngăduiți să le spun mai întâi ceva la copii, că au slujit. Să vedem eu dacă mai știu românește. Copii, mă auziți? Mă înțelegeți? Engleză nu prea mă descurc decât așa, că să nu mor de foame. Am citit aici în Evrei 12 despre mâini și vouă vreau să vă spun repede, repede, trei lucruri despre mâini. Aveți mâini, da? Așa. În primul rând, vă citesc din Cartea Proverbele, spune aici Scriptura în capitolul 24, că leneșul, zice, versetul 33, să mai dor puțin, să mă ațipez puțin, să mai încrucișez puțin mâinile ca să mă odihnesc. La leneș cel mai bine stau mâinile așa, încrucișate, da? Nu neapărat pentru rugăciune. Pentru că spune aici în capitolul 26 cu 15, leneșul, și voi vedeți dacă sunteți și voi leneși sau nu, își duce mâna în farfurie și vine greu să o ducă înapoi la gură. Are numai tur, returul nu funcționează. Voi dimineață v-ați trezit ușor? V-ați făcut patul sau v-ați dat numai pătura la o parte și a doua mișcare n-ați mai putut face să întindeți pătura, nu? Vi s-a întâmplat așa, să aveți lucruri din astea care le începeți și numai nu le terminați. Așa face leneșul. Ia jucăriile și se joacă și e lene să le pună înapoi. Da? Își ia păpuci în picioare și când e de jos este lene să-i pună în sertar înapoi. Vedeți că au auzit părinții ce am spus și dacă nu vă faceți treaba până la gata, o să vă spună: leneșule, du-te la furnică și la vară o să vă pună pe un mușuroi să vă muște ceva furnici. Să vedeți că nu o să vedeți nicio furnică stând nici la soare, nici la umbră. Ea își face treaba, bancă scrie acolo că și-o face la vreme și fără să o pună nimeni, că n-are căpetenie, nici stăpân, și muncește din proprie inițiativă. Spor la treabă. 2. Vă citesc din cartea Un Împărat, capitolul 13. Scrie aici de la versetul întâi că s-a dus un proroc din Iuda la Betel, unde era o adunare nu prea bună, și acolo a prorocit, știți voi ce e prorocie, da? Și între altele a spus că se va despica altarul, versetul 3, ca semn că Domnul a vorbit, și acolo era împăratul. Și când a auzit el că cineva prorocește împotriva unei adunări pe care el a deschis-o, unui altar pe care el a poruncit să fie făcut, spune versetul 4, a întins mâna de pe altar zicând, probabil era prorocul în partea cealaltă, prindeți-l! Și mâna s-a uscat și n-a putut să o mai ducă înapoi. Ia imaginați-vă că ați avea așa o mână și nu mai puteți îndoi. Să vrei să miști, nici devsele nu mai funcționează, nici încheieturile de la cot și din număr, a rămas blocat. Și el care a făcut pe viteazul, când a zis prindeți-l, acum s-a șocat, s-a speriat și a zis,
auzi, roagă-te lui Dumnezeu să mi-o potrage înapoi. Cred că deja s-a roșit la față, s-a temut, o zis, ce împărat voi fi eu cu o mână țapănă? Și prorocul s-a rugat și atunci s-a tras mâna înapoi. Acum vă întreb, voi ați dat vreodată așa cu mâna, cu pumnul? Dar nu vi s-a blocat, nu? Măi, Dumnezeu a fost mai bun cu voi decât cu împăratul ăsta. Dar imaginați-vă așa când vreți să-l lobiți pe careva și numai așa să-l pleznești cu vârful degetelor, că se pot bloca. Da, te faci vinovat. Și ca să nu vi se blocheze mâna niciodată, sau dacă vreți să nu se supere Domnul pe voi, că spunea odată un frate că tare îl durea umărul, așa, toată mâna. Și cineva i-a zis, măi, dar cu ghilimele, măi, nu cumva ai lovit așa cu umărul într-unul, știi? Că te-o deranjat, zice, bai drept, că l-am jignit pe unul. Deci dacă vreți ca mâna să nu vă doară, da. Eu știu un tânăr care s-a supărat când i-au făcut părinții observați și a zis, ce? Și ar fi lovit în ei, dar s-a supărat și-a dat numai cu pumnul în perete și-a rupt mâna. Că așa scrie în Ieremia, că unii singuri se lovesc cu apucăturile lor. Deci mâinile vă sunt date să munciți și în al doilea rând să nu loviți. Să vă purtați frumos, să îmbrățișați. Într-o familie erau mai mulți copii, pentru că unii se mai plezneau așa, s-a stabilit o regulă, în loc de o palmă, un pupic. Mai bine așa, nu? Mai bine o îmbrățișare, decât să împingi sau să lovești cu mâna. Și în al treilea rând, și am încheiat, vă citesc din Marcu, din capitolul 3, spune Cartea Sfântă că Domnul a intrat într-o adunare, o sinagogă, așa cum era atunci, și a văzut acolo versetul 1 pe un om cu mâna uscat. Eu nu știu dacă s-a uscat, a lovit și el sau au fost din naștere. Sunt copii care se nasc cu infirmități. Și ei stăteau acolo să-l vadă pe Domnul dacă va vindeca și Domnul i-a spus vină în față și spune în versetul 5 că Domnul i-a zis întinde-ți mâna. Și mâna s-a făcut sănătoasă. Păi copii, dacă aveți vreo problemă și sunteți bolnavi, sau poate la unul mâna e doar uscată că nu știe să scrie frumos, sau nu-i place să lucreze, Domnul să vindece mâinile voastre, să vă vindece pe voi, pe deplin. Știți că Domnul poate și vă las o temă pentru acasă. Hai, e vacanță, pare mi se, la voi, da? Dar se mai dau și în vacanță ceva teme. Să mai căutați voi din Biblie minuni cu mâinile. Minuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu mâinile oamenilor. Sau prin mâinile oamenilor, da? Asta dacă nu vă ajută părinții. Până atunci să nu uitați, să fiți harnici, să nu loviți. Și dacă aveți vreo problemă cu mâinile, atunci Domnul să vă dea sănătate. Amin. Ne întoarcem, dragii mei, la textul din Evrei 12 și vreau să vă spun ceva la început. Noi, predicatorii, e bine să ne lăsăm călăuziți în ceea ce predicăm și uneori primim predicile în diferite forme. Alteori primesc câte o predică așa, în adunare. Rar mi s-a întâmplat să primesc câte o predică în vis. Alteori primesc câte o predică în timp ce citesc un text, așa, Biblia la rând. Predica din dimineața asta, de jumătate am primit-o ieri după masă. Dar știam că ceva nu-i întreg. Și azi noapte, pe secvențe, am tot primit. Și mi s-a întrevit abia spre dimineață. Așa că sunt foarte liniștit și încredințat că asta e pentru dumneavoastră. Și aș vrea să-i pun un titlu. Împiedici sau ajuți la mântuirea oamenilor? Sau, să folosim un titlu la plural, împiedicăm sau ajutăm la mântuirea oamenilor? Hai să vedem întâi cum putem să împiedicăm și să nu mai împiedicăm.
Spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 11, versetul 52, despre farisei, despre învățătorii legii: voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Vă rog să vă imaginați niște oameni în ușa raiului, cu cheia în mână, nu vor să intre și nu-i lasă pe alții să intre. Trist, nu? Dumnezeu i-a investit, le-a dat cheia, aveau cunoștință, știau cum să intră, cum a zis Domnul în altă împrejurare, când a întrebat ce să fac să moștenesc din viața veșnică, da? Cum e scris? Citește! Pentru că cea mai gravă formă de a împiedica oamenii să intre în rai este tocmai prin cei ce ar trebui să-i ajute pe oameni să intre în rai, prin slujbe. Am citit adineauri despre Ieroboam și spune în a doua carte a Cronicilor că după ce s-a dezbinat împărăția, n-a mai vrut să-i lase pe oameni, hai citim mai întâi din 1 Împărați, n-a mai vrut să-i lase pe oameni să meargă la templu de la Ierusalim. 1 Împărați, capitolul 12, versetul 28, destul va sui la Ierusalim. Și a înființat el alte două puncte, unde se aduceau jertfe după legile lui, după rânduielile lui, în alte date decât cele date de sărbători. Și spune, acum mă refer la ce vă ziceam, din 2 Cronici 11 cu 14, unii care au vrut să lucreze pentru Domnul, să slujească leviții, și-au părăsit ținuturile și moșiile, au venit în Iuda, la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Știți că în țară așa s-au format unele biserici pentecostale, pentru că Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt, ba pe la ortodox, ba pe la baptiști, și nu i-au mai lăsat să slujească felul acela. Și au fost nevoiți să iasă, că îi împiedicau să slujească așa cum ar trebui. Vreau să vă citesc și alte texte din Noul Testament, cum ar fi Romani 16. Și aici ne putem gândi la diferite adunări, să le spunem biserici, cum vreți, unde slujbele, mă refer la predicare în primul rând, sunt așa, după poftile oamenilor, li se promite raiul, dar de fapt în realitate nu ajung să-l dobândească. 16 cu 17 și 18. Nu suportă învățătura. 18. Astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pânteciului lor. Și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Și îmi vine în minte un mesaj profetic ce a fost pentru o adunare din diaspora românească. Se făcea că erau toți ca într-un tramvai care merge pe șine, dar era ieșit de pe șine. Și în tramvai toți se bucurau, știu că era acolo și o muzică din asta, cum spunea cineva, măi, cum a fost la adunare? Și unul care nu a mai fost de mulți ani a zis, păi nu-i cum a fost la adunare, dar cum a fost? Păi să spun cum a fost, cum am simțit eu, da. Și ca la o discotecă nereușită. Și a venit solul Domnului în vedenie în fața acelui mijloc de transport și le spune, unde mergeți? Și îi spuneau, la muntele casei Domnului. Și era acolo în fața o ridicătură, dar era un crater, o groapă. Și o luat pe conducător și o să hai să vedeți, stai, nu-i muntele casei Domnului, ci o prăpastă. Dar ce să facem acum? Să se dea tot jos din mijlocul de transport, să-l pune înapoi pe șine, vă întoarceți înapoi la sensul giratoriu și luați de acolo direcția bună. Pentru că se poate să credem că merge bine cu toți. După cei din frunte, dar cum spune Isaia 5, Domnul va coborî în locuința morților mulțimea gălăjoasă a Sionului. Vă dau un alt citat biblic în privința aceasta, ca să vedem ce se poate întâmpla. Spune la 2 Timotei, capitolul 2, versetul 17 și 18, și cuvântul lor roade ca gangrena. Emineu și Let, care erau între ei, s-au bătut de la adevăr, ei zic că a și venit învierea. Cum spun vieții martori al lui Jehova, că învierea să Domnul a preluat-o din 1914, împărăția. Și răstoarnă credința unora. Sau și mai grav, a doua Petru, capitolul 2, versetele 17 și 18,
Citim. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, dar ei spun că servesc. Niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată neergura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Cum nu-i de dorit, cum s-a întâmplat, cum a pușcat bomba aia în România cu acel biet slujitor. Oameni care amăgesc pe alții, Dumnezeu să se îndure de noi. Se poate întâmpla și prin proroci să fie amăgiți. Cum vă citesc din Ezechiel, capitolul 13, scrie aici despre niște profeți, versetul 22, care proroceau bine la tot. Și ce mai trebuie un om care e păcătos, mai cu seamă dacă e la pentecostal, decât să audă prorocie, du-te înainte, că ești bine, să-l bade întrând pe porțile raiului. Ascultați, întristați pe minciuni inima celui neprihănit, când eu însumi nu l-am întristat, întăriți mâinile celui rău ca să-l împiedecați să se lase de calea lui ce are. Și poate omul are vreo mustrare de conștiință, dar vine prorocia, păi ești bine. Gata, se culcă liniștit, nu-i mai nicio problemă. Domnul să vă păzească de astfel de slujitor și de astfel de slujbă. Apoi, putem să îi împiedicăm pe alții să se mântuiască prin stări conflictuale. Spune în a doua Timotei, în capitolul 2, versetul 14, adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte. Mai sunt așa discuții prin adunare, pe telefoane, între familii, între slujitori, partide. Să se ferească de certurile de cuvinte, uneori la adunări generale, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascult. Sau Galaten, capitolul 5, spune aici, de la versetul 13. Noi am fost chemați la slobozenie, numai să nu faceți din slobozenie această o pricină să trăim pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, versetul 15. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții, cum a fost războaie în Vechiul Testament, plecau la luptă împreună și apoi se băteau între ei și se omorau. Ce trist! Deci iată cum pot să împiedice mântuirea cei din frunte, cum putem să o împiedicăm noi prin stări conflictuale sau, poate și mai grav și mai frecvent, prin stări păcătoase. Asta e foarte trist. Spunea Petru în epistola sa, 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, hai doar 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, cum sunteți și dumneavoastră pe aici, pentru că aceia în ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele bune care le văd să slăbească pe Dumnezeu în ziua cercetării, asta este partea pozitivă. Dar întoarceți la 2 Petru 2 cu 2 și spune așa, mulți vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Și oamenii vor spune, așa să mă pocăiesc? Deci, în primul rând, slujitorii, cum spune la 2 Corinteni 6 cu 3, să nu dea niciun prilej de potignire ca slujba să fie defăimată. Și nici membrii adunării să nu trăiască în stări de păcat care pot să împiedice mântuirea unor. Cum scrie în Apocalipsa 2 cu 14 de învățătura lui Balaam, că îndemna pe alții să păcătuiască. Cum s-a întâmplat în Vechiul Testament, cum scrie la Numeri capitolul 25. Deci rețineți, hai să nu greșim. În primul rând, oamenii pot fi împiedicați să se mântuiască tocmai prin slujbe și prin slujitori. Doi,
prin viața păcătoasă, prin lipsa armoniei și a dragostei. Și s-a citit azi, și revin la textul nostru, întăriți dar mâinile obosite, genunchii slăbănoviți, croiți cărări drepte. Pe o cărare strâmbă, oamenii nu pot merge. Unii șchiopătează. Urmăriți pacea, sfințirea, luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, nu cumva să dea lăstar pe rădăcini de amărăciune, să aducă tulburare, conflict, ce spuneam, și mulți să fie întinați. A intrat păcatul, este permis și mulți sunt corupți. Îmi amintesc că eram la o conferință pastorală în septembrie 2021 și un proroc tânăr a avut în vedenie sala unei adunări, cum zona corului, amvonul, și spre amvonul ca o soră care călca cu tocul pe versetul unde scrie de acoperirea capului. Era Biblia deschisă pe fiecare treaptă. Și acolo se făcea gaură. Și exact Biblia ca aceea era la amvon și apărea cu gaura versetul lipsă. Și înainte se încheia vedenia, prorocul a auzit vocea Domnului care a zis: cu slujitorii aceștia și cu femeia aceasta mă voi judeca în ziua venirii mele. Dumnezeu să vă dea îndurare să nu împiedicați pe nimeni să se mântuiască. Cum am auzit o întâmplare, că la o slujbă de evangelizare a venit un prieten și a fost încântat de predicator. S-a dus după el, că a vrut să-i ceară lămuriri, cu gând să se pocăiască. Dar după ce a ieșit din adunare, unde a mers la masă, au început la glume, au vorbit de toate și prietenul acela s-a scârbit și a zis: asta e pocăința. Numai în biserică și când iese afară e nimic și n-a mai călcat pragul unei biserici. Au trecut ani, s-a îmbolnăvit, a ajuns în spital și l-a chemat pe acel predicator să-l viziteze. Și a zis: uite, în data cu tare, a fost la slujbă, mi-a plăcut cum ai predicat, și predicatorul s-a grăbit să spună slavă Domnului. Și bolnavul a zis: stai, nu te grăbi să spui slavă Domnului. Uite ce ai făcut după ce ai ieșit de acolo. Și am zis: nu-mi trebuie asemenea pocăință. Și când o terminat, i-a spus, a murit. Și predicatorul a rămas privind spre el: acesta nu s-a mântuit din cauza mea. Și mai spun doar un aspect prin care oamenii pot fi împiedicați să se mântuiască. Deschideți cu mine la Roman 14. Spune Scriptura aici că trebuie să avem grijă de cei slabi. Versetul 1. Să nu ne apucăm la ceartă asupra părerilor îndoielnici. Așa, să se certe bucovinenii cu ardelenii, unii cu alții. Spune apoi de la versetul 15. Nu, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească, auzi. Asta poate fi și în familie, când soția are un soț venit de curând la pocăință și tocmai a făcut o mâncare care nu-i place. Și ăsta se nervează, îi mai spune una, spune: nici nu mai vin la adunare. Și l-a împiedicat printr-o chestiune banală. Nu nimici, versetul 15, partea finală, prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Atenție! Spune aici, în versetul 19, așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea, cum am citit, și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru mâncare lucrul lui Dumnezeu. Să ții cont de slăbiciunea celuilalt, de cugetul lui. Spune atât de clar și în 1 Corinteni, capitolul 8. Vă citesc de la versetul 9. Luați seama ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede pe cineva, cum era atunci la un templu de idol, sau te vede la un local unde se consumă nu știu ce băuturi, el care a fost bețiv înainte se duce acolo și nu mai iese. Poate tu zici că te duci la un meci numai odată că a venit în România să joace pe Wembley. Dar altul care a fost microbist, dacă te-a văzut că te-ai dus, el s-a dus și acolo rămâne. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos și te poți face vinovat, împiedici mântuirea lui. Domnul să vă păzească de toate acestea. Amin. Hai să vedem acum partea frumoasă, că am lăsat-o la urmă. Cum
putem să ajutăm pe alții să se mântuiască. Ai vrea să spună cineva rai și tu m-ai ajutat să ajungi aici? Așa spunea cineva când a fost întrebat, ce o să faci în rai când te plictisești pe veșnicie? Și în primul rând vreau să dau de Domnul Iisus să-i mulțumesc. Așa, pe îndelete. Apoi vreau să găsesc omul care mi-a vestit Evanghelia. Apoi vreau să găsesc pe cei ce au sponsorizat. Și să mă întâlnesc cu toți care m-au ajutat. Și se punea întrebarea, o să te caute cineva în rai pentru asemenea motive? Și mai venea o întrebare. Dar dacă nu te va căuta nimeni pentru asemenea motive, tu vei ajunge? În primul rând, ca să ajutăm pe alții să se mântuiască, o putem face prin rugăciune. Spune în a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 11, hai citim de la versetul 8, au avut un necaz în slujire, Domnul i-a izbăvit. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Citeam despre o mașină de frați misionari în Africa ce a avut o defecțiune la mașină și a trebuit să nopteze acolo, în junglă, zis așa. Și acolo era un grup de bandiți, cum se întâmplă, fel și fel de grupe de gherilă sau altceva, și s-au pregătit să-i atace. Dar în prejurul lor au văzut, nu mai țin minte, 11 sau 16 soldați din Armata Națională a acelei țări. Și s-au temut. Ei erau mai puțini. Și fratele, când a ajuns în... Apoi, acei oameni le-au spus ce s-a întâmplat și când a ajuns în America și a povestit, a aflat că Domnul a pus în gând la un grup de frați care erau la rugăciune și erau exact câți soldați au văzut. Dacă au fost 16 au fost, să se roage pentru ei. Ăștia se rogau în America și Domnul o trimis în prejurul lor, cum scrie acolo la casa lui Elisei, 2 împărați 6, cu armată, ca să fie ocrotiți. Apostolul Pavel spunea, vă citesc din Tesaloniceni, a doua Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1, încolo fraților și surorilor, bineînțeles, rugați-vă pentru noi, ca Scripturile să se răspândească, să fie proslăvit cuvântul cum este la voi. Deci să deschide Domnul ușă de cuvânt și de asemenea, cum s-a întâmplat în Africa, cum v-am spus, să fim izbăviți de oameni nechipziți și răi, căci nu toți au credință. E greu să faceți asta. Hai să vă propun ceva. Întotdeauna când vă rugați pentru alții, să începeți cu Anca, bine? Păi așa, ea începe alfabetul. Eu chiar am nevoie, nu-i nicio glumă asta. Și Domnul chiar mi-a spus să-mi caut mijlocitori. Lucrarea este mare. Apoi, eu nu v-am spus să vă opriți la A. Duceți-vă până la Z. Și rugați-vă pentru cei ce predică, pentru cei ce cântă, ca Dumnezeu să dea har, Satana să fie nevoie să se retragă, oamenii să fie luminați, să fie păziți și ajutăm cu toții la lucrarea Domnului. Spunea fratele Pavel de la Ususeu, un proroc din Bihor, că la un moment dat spre bătrânețe a zis, Doamne, am lucrat, ce răsplată primesc? Și Petru a întrebat odată. Și într-o noapte visează că lea Domnul și îl duce la un, era așa o ladă mare, cum se ținea făina, era ceva un praf așa ca de aur și o ustensilă din aia de bucătărie, spune, citești într-un tabel, în data cu tare, ai fost acolo, ai slujit așa, așa, și iau măsură de acolo și toarnă în sac, în traiește. Și apare în vis nevastă-sa și toarnă două măsuri. Ea citește în tabel, o dată și încă o dată și toarnă, câte o măsură mai mică sau mai mare. Și tot de fiecare dată la soția lui torna două măsuri. Și el ce în vis, Doamne, în primul rând eu te-am întrebat pentru mine, în al doilea rând, misiunile alea au fost fără ea. Și Domnul spune, eu sunt drept. Ea a fost și acasă, a fost și cu tine, că s-a rugat pentru tine și a făcut și treaba acasă. Așa că de-aia am turnat două măsuri. Dumnezeu să vă dea ar să participați, poate de la distanță. Și slujirea asta nici nu-i cu fală ca să o iei aici, nu? Răsplata. Îți rămâne totul pentru dincolo. Dumnezeu să vă dea dragostea, să vă rugați pentru lucrarea Domnului. Apoi, ca să ajungi la mântuirea altora, trebuie să fii activ și să faci lucrarea și cu sacrificii. Să vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 25 scrie despre Apollo că avea un dar de la Dumnezeu, un duh înfocat. Apoi a fost luat mai îndeaproape și
a fost educat. Și apoi spune versetul 27, fiindcă el voia, deci a avut el inițiativa asta, să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristos. Omul acesta și-a folosit darul sau darurile. Știți că unul și-a îngropat talentul. E foarte important să fiți activi. Undeva într-o biserică era un tânăr care avea un dar frumos de predicare. Și unii s-au gândit să fie ordinat. Și eu i-am spus, măi, nu-mi place de tine. Ești foarte comun. Predica numai dacă era odihnit, dacă se pregătise. Și am spus, ca slujitor trebuie să fii pompier. Că te doare, că nu te doare. Trebuie să fii activ. Cum vă citesc din Filipeni, capitolul 2, despre Timotei, 2:21, cei drept toți umblă după foloasele lor. Că atunci când e vorba de a noastră și obosiți, ne sculăm dreptei. Și nu după lui Hristos. Știți râfna lui încercată. Cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob. Un rob nu-l întreb dacă e obosit sau nu. Cum spune Domnul, a muncit la câmp, vine acasă, altă muncă. Pentru înaintarea Evangheliei. Stimate surori care aveți soți care slujesc, coriștii, dacă vreți să ajutați, nu vă ascundeți după oboseală. Avea un frate bătrân o vorbă, zice, las că după ce mor de hodină nu scap. Păi nu mai trăim cât Metusala, măcar cât slujim să slujim. Soția mea care a plecat la Domnul în 2019, spunea între ultimele ei cuvinte, discutau copiii, îmi pare rău că n-am slujit mai mult Domnului. Dar eu care am cunoscut-o, mă întrebam unde mai mult. Musafir, mergea într-o parte, alta, când se punea la rugăciune, o soră trăgea de dincolo, că am și eu o cauză înaintea Domnului, roagă și pentru mine. Și ziceau copiii, mama a lucrat în 50 de ani, cât alta într-o 100. Și tot a zis că ar fi vrut să lucreze mai mult. Scumpa mea soție, care sunt acum aici, mi-a zis dimineața, așa mă doare capul, așa nu m-aș sculat din pat. Copilașul a trezit-o de câteva ori, dar chiar și cu durere de cap a putut să slujească. Dumnezeu să-i dea sănătate. Dragii mei, este nevoie de oameni activi. Să știți că nici Satan nu se poate folosi de ea pasiv. Mare treabă nu fac. Pavel, până nu se pocăi, nu a fost mulțumit la Ierusalim și la Damas, dar și după ce s-a pocăit. A zis, vreau să ajung în Spania, să ajung la Roma. Și a slujit. Și spune la 1 Corinteni, capitolul 9, că a slujit fără bani când s-a putut aceasta. Spune aici, nu ne-am folosit de un drept ca să nu punem vreo piedică Evangheliei. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu râfnă, să puteți face lucrarea Domnului cu toată bucuria și să nu fiți oameni apatici și plini de har să vă implicați. Cum spune la 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 14, că dacă vreți să ajutăm, nu e nevoie doar așa să vrem, trebuie și să ne pregătim, să citim Biblia, să ne rugăm, să studiem. Îi spune apostolul aici că darul trebuie să fie activat și să fie folosit, 1 Timotei 4, cu 16, 14 în continuare, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Versetul 15, puneți pe inimă aceste lucruri. Îndelențește-n totul cu ele. 16. Stărui în aceste lucruri. Dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Și Domnul să vă dea har. Încă ceva. Eram undeva la rugăciune, nu de mult, și mi-a zis Domnul așa, vreau să te folosesc în vremea asta pe două laturi. O parte e predicarea, și altă parte să mă ocup de unii care sunt căzuți. Și la un moment dat chiar m-am rugat cu un timp mai înainte și am spus, Doamne, pune-mă să fac ce nu fac alții. Că sunt unii căzuți, fie risipitori, căzuți în diferite stări de păcate
și vrea Domnul să-i ridice. Și a pus în mine, în privința asta, Domnul, o pasiune să mă ocup de oamenii ăștia. Și nu știu cum se face că unii chiar mă caută, fără ca eu să-i cunosc. Pentru că lucrarea, zice Pavel, oricât am face, nu o facem noi, ci Harul lui Dumnezeu care lucrează prin noi. Și iată ce scrie în Biblie, ca să-mi justific asta cu Scripturile, ceea ce fac, și vreau să o fac cu pasiune, scrie în finalul Epistolei lui Iacov, 5 cu 19 și 20, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, și mi-a dat Domnul Har să mă ocup de unii divorțați, să se împace din nou, să se reconstituie familie, și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Nu obișnuiesc, dar am îndemn să vă spun ceva. Am fost la un frate și mi-a făcut cadou o pereche de pantofi, ceva. Și spun, frate, eu nu vreau să fiu dator. Și zice către mine, nici dacă ți-aș da apartamentul în care stau, n-ai fi dator. Ce vorbea asta? Prin tine Dumnezeu m-a ridicat când a fost căzut. Meritul nu e a nostru, că Dumnezeu îi ridică. Dar dacă vrei să ajungi la mântuirea unora, spunea fratele Costică Belescu de la Izvin, era la Roma la stăruință. Și vine unul, se mărturisește, păcătos, cum scrie aici, sumedenie de păcat. Și se gândeam, în timp ce asculta mărturisirea, bă, s-au căzut prea rău, asta nu se mai poate mântui. Dacă în termin o mărturisire aici, spune drept, mai crezi că am șansă, că dacă nu, acum mă duc și mă arunc în Tibru. Mă zice, când o să așa, i-am zis că are șansă, nu că am crezut, ca să nu se înnece. Și în seara aia l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și un alt frate mai bătrân cu experiență, când i-a povestit ăsta care era mai tânăr, și spune, bă, tu a crezut că Dumnezeu e român ca noi? Că dacă cineva se mai poate pocăi, atunci slăvit să fie Domnul. Am mai salvat un suflet și merită să ne luptăm și să ajutăm la mântuirea oamenilor. Primul rând, prin rugăciune. Spunea fratele Ștefan Neac de la Logoș că a fost o descoperire pentru un om că nu-i chemat. Că scrie mulți chemat, nu scrie toți chemat. Și unii au zis, na, cât aș fi vrut să se mântuiască. Descoperirea asta ce m-a stopat. Ce n-ai înțeles-o bine. Roagă-te să-i facă Dumnezeu chemare. Și s-a rugat, Domnul l-a chemat și între timp a ajuns conducător de adunare omul acela. Pentru că putem să-L motivăm pe Dumnezeu, nu înțeleg pe deplin cum vine asta. Deci nu uitați, să ne rugăm, să slujim cu râvnă, mai mult păcătoși, mai puțin păcătoși, merită câtă vreme omul este în viață să ne luptăm pentru mântuirea lor. Amin? Apoi, cu ce putem să mă ajutăm? Evanghelia după Luca, capitolul 8, citesc de la versetul 1. Domnul umbla din cetate în cetate, din sat în sat, predica și la oraș și la sat. Vestea Evanghelia împreună cu cei 12. Mai erau și niște femei și le dă pe câteva cu numele. Versetul 3 spune în final, care îl ajutau cu ce aveau. Domnul a mulțit pâinile numai de două ori. În rest, au fost femei care au făcut pâine. Care au ajutat. Alții care au pescuit. Nu știu la dumneavoastră care vă sunt variantele, ce posibilități aveți să ajuta. În primul rând, Evanghelia trebuie ajutată, că pe săraci avem totdeauna, e mai important sufletul decât trupul. Dar și săraci. Să poți să ajuți material cu ceva. M-a adus de la Cimpa, de la adunare, până la Simeria, la tren, un frate, urmă câțiva ani, și zice, pe mine m-a chemat Domnul să construiesc case de adunare. Și la un moment dat am zis, da, am construit destule, prin Doj, prin Gorj, pe acolo, prin Oltenia. Și am căzut bolnav, cu coloana, la pat, medici la Timișoara, urmă să mă trimite la Timișoara, de la Petroșani, pentru operație la coloana. Dar zice, eu știam ce-i baie, n-am mai vrut să muncesc. Am organizat câteva zile de post, am cerut să mi se facă ungerea și am amânat trimiterea la Timișoara și am zis, Doamne, dacă îmi vindești coloana, de săptămâna viitoare mă apuc de treabă.
Și domnul l-a făcut sănătos. L-a lăsat liber luni, marți, miercuri primește un telefon din Spania. Am 500 de euro, dar nu-i dau numai pentru construcții de adunare, nu-i dau la săraci. Și spune, frate, mulțumesc, cu ăștia începem. Și-a construit altă adunare. Și acum am fost recent la un priveg la Cimpa și a zis, frate, mai mă știi? Eu te-am dus la Simeria. A, dumneata este la o construcție de adunare. Am mai făcut câteva de atunci. Fiecare să ajute cu ce-i chemat. Altul are predispoții pentru săraci. Eram în Canada și am spus că întâi trebuie ajutată Evanghelia și apoi săraci. Și chiar gazda la care stăteam a zis, la mine nu e așa, e la mine întâi săraci. Ajută-i pe săraci. Că scrie în Biblie că femeia a turnat mirul pe cap și pe trup scrie în altă parte. Și unii spun că e o femeie, același cazul e că sunt două. Și eu mie nu-mi place să văd pe oameni că se certe, spun, măi, nu te mai certa, toarnă-l unde vrei, toarnă-l pe cap, toarnă-l pe picioare, dar toarnă-l. Unii toți cei, care sunt cei doi bănuți de la samaritean, spun, măi, lasă-mă, să ia doi bănuți, să atăi, dă-i odată. Tot te întreb cum trebuie, da, și ce înseamnă, dă-i. Că e nevoie să ajungi și tu la lucrarea Domnului. Dumnezeu să vă dea harul ăsta să o faceți cu bucurie. Și frați și surori, vă citesc în privința asta un verset frumos în Filipeni, capitolul 4, versetul 3. Zicea apostolul, scria de fapt, și pe tine adevărat tovarăș de juc, te rog să vină ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Cleme și cu ceilalți tovarăși de lucru, care a căror nume sunt scrise în cartea vieții. Deci oameni care au lucrat, care au pus mâna cu ce le este dat, unul cu cuvântul, altul cu ajutora, cum spune și la femei, spune în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 10, zice, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună, Dumnezeu să vă sprijinească. Și mai este ceva, și mă apropii de încheiere, cu ce am putea să mai ajutăm, cu o viață sfântă și curată. Am citat adineauri textul din Petru, 1 Petru 2 cu 12, oamenii când văd faptele noastre să slăbească pe Dumnezeu, vă citesc și din Filipeni, din capitolul 2, unde spune de la versetul 12, se duce mântuirea cu frică, cu tremur, fără șovăil, fără cârtiri, curați, versetul 15, strălucim ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Și în felul acesta, cum spunea și Domnul Matei 5 cu 16, să fim sare și lumină și oamenii când ne văd, să-L slăvească pe Dumnezeu. După cum o viață în păcat împiedică pe alții să se mântuiască, o viață sfântă, naște în inima altora întrebări și suntem chiar fără cuvinte un model pentru a fi Domnul căutat și a se produce mântuirea. Mă întorc la textul care l-am citit, spune Cartea Sfântă aici. Întăriți-vă dar mâinile obosite și asta aș vrea să fie îndemnul în încheiere. Poate v-ați obosit în aslujire. Poate a zis, am făcut destul. Cum aminteam de acel frate. Genunchii slăbănojiți. Nu te mai rogi suficient pentru lucrarea Sfântă. Poate viața ta nu este corectă. Croiește cărări drepte. Oamenii te văd. Mă spunea un frate păstor de la Oradea, zice, părinții mei s-au pocăit, acum el avea 70 de ani, părinții 90, când erau tineri. Și prima a intrat în contact cu pocăiții mama. Se ducea la adunare vreo două sate mai departe și după vreo 3 luni de zile, după ce bărbatul a văzut o schimbare în viața ei, i-a zis, astăzi vezi tu de gospodărie, locuiau la țară, mă duc eu să văd ce-i cu pocăiții. S-a dus, atunci adunarea începea dimineața și se termina când era gata. Tot din zona aia și din vremea aia spuneau frații, s-a încheiat la ora 1 și rugăciunea de încheiere a pus pe un frate să mijlocească, să mulțumească. Rugăciunea aia de încheiere de la ora 1 s-a încheiat la ora 5. Au văzut vecinii pe casa aceea unde erau adunați, că nici nu aveau un local consacrat de adunare, flăcări. Și au fugit să vadă, că s-au apropiat, nu mai erau flăcări, se rugau pocăiți. Și când a venit el, revin la relatare, a zis, da, pocăința e sfântă.
Da, probabil că sora încă mai avea anumite slăbiciuni și îi zice, încă mai sfântă decât ai înțeles-o tu. De azi, mă pocăiesc și eu. Imediat în săptămâna ce a urmat, parmiseria primăvară s-a dus la Arad cu boii, cu cai ce avea, a intrat în zile de post și când a lăsat animalele să mănânce, el s-a pus în genunchi să se roage. Și acolo un braț de l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, rugându-se singur. Puneau vecinii, a botezat Domnul pe Joluța cu Duhul Sfânt și spunea băiatul lui, după 70 de pocăinți, de ani de pocăință a tatălui său, ce tata a rămas cu aceeași pasiune. Ce avea tata 70 de ani, deci era în urmă cu 20 de ani față de momentul relatării, ce era bolnav în spital de cancer, m-a dus să-l vizitez împreună cu medicul, a venit și el, și l-a văzut medicul, domnul, nu v-ați luat medicamentul. Și spune bolnavul, bătrânul, îl iau îndată. Și spune băiatul lui la medic, domn doctor, tata de 50 de ani, vineri și duminică a postit, o singură dată a mâncat în 50 de ani duminică a fost nunta lui soră mea. Nu-l posilit să-și ia medicamentul până mai târziu. Și-a zis, apoi m-a luat tata și l-am făcut o plimbare prin curtea spitalului și-a zis, voi băiete, m-a ajutat Dumnezeu să duc o pocăință frumoasă 50 de ani și să slujesc după puterea ce mi-a dat. Dacă mă cheamă la el, mă duc. Dacă mai îmi dă zile, vreau cel puțin să mă rog și să sprijinez lucrarea în anii bătrâneți. S-au zis, Dumnezeu, eu am adăugat tatălui meu 20 de ani. Nu știu, dragii mei, câți ani vă vor fi dați. Nu știu prin ce împrejurări veți mai trece. Dar, repet, Dumnezeu mi-a spus foarte clar astă noapte, asta să vă spun. Să nu împiedicați mântuirea unora. Ba, din potrivă, să ajutați la mântuirea multora. Vă veți bucura. Veți fi răsplătiți. Că dacă împiedici să nu se mântuiască alții, poți ajunge în criza să-ți pierzi și tu mântuirea. Cum s-a întâmplat aici în Anglia, asta am citit, un slujitor care a avut activitate laborioasă, se apropia de momentul pensionării și ceva revistă creștină se pregătea să-i scrie palmaresul. Dar într-o dimineață s-a sculat crispat, soția lui a observat, el inițial n-a vrut să-i spună, ea a insistat, de ce ești așa, ești bolnav? Și l-a zis, m-a șocat un vis. Ce ai visat? Am visat că era ziua judecății. Și era toată biserica încolonată și m-a întrebat Dumnezeu, unde ți este biserica? Și eu am rămas mut. Și toți mergeau unul după altul și cădeau într-o prăpăstie fără fund. Și o să ai apărut tu cu copiii. Și m-a întrebat Dumnezeu, unde ți este familia? Și iar am rămas mut. Că așa scrie că nelegerea se închide gura. Și au zis, pe același parcurs, după